Mi-a luat 5 minute pentru a deschide acest lacăt. Așa, hai să văd cum se deschide acest lacăt. Când ridic cuiul în sus, așa, cuiul în sus, apare aici o gaură unde pot folosi această cheie. Așa, o dau la dreapta, la stânga, pare că nu se deschide. Da, evident că ar fi prea simplu pentru un puzzle, că să introduci doar cheia și să-l deschizi. Sigur este un secret aici. Aici seamănă la niște butoane, dar nu, nu sunt butoane. În partea asta avem două chestiuțe care nu știu ce sunt, dar bun. Hai să mai încerc să apăs în jos. Așa, apăs în jos și nimic. Ridic în sus, nu se întâmplă nimic. Dacă așa, dacă închidem gaura și apăsăm cu cheia, la fel, nu se deschide. Ok, cu cheia e clar, lăsăm aici, hai să vedem cu șurubul dacă putem să facem ceva. Hai să văd, poate este un șurub și se descuie cumva, dar aici este prea puțin loc pentru a fi descuiat. Dacă apăsăm aici, nu, am încercat să apăs șurubul în jos, dar tot nu se întâmplă nimic. Ok, hai să încerc să rotez șurubul câte un pic, poate este o poziție care descui lacătul. Așa, mai rotez un pic. Nu, nu se întâmplă nimic, dar dacă îl scoatem așa, facem la fel. Acum este cu gaura spre mine. Încep să-l rotez spre dreapta. Nu. Hop. Ta-da! Da. Secretul este că cuiul să fie în sus, ridicat, și cu gaura cheii înăuntru lacătului, adică prin părți. Și așa este descuiat. Atunci cheia este doar că se ducă în eroare.